Vă salut, ciobănaș! Astăzi o să vă povestesc cum a fost prima dată întâlnirea mea cu lupul. Era acum 4 ani. Atunci am fost inundat și a trebuit să mut oile, să caut undeva să mut oile. Și le-am mutat în niște purloage. Era și trifoiaș din asta păsăresc, dar era multe șovar, pălămidă, era mare, iarba era așa, era mare, la un metru. Era destul de mare. Erau locuri unde băgam oile și nu se vedeau. Și după aceea le-am mutat la niște miriști, unde erau parcele mari de miriște. Și cum tot a fost anul ploios, au mai rămas, unde s-au prins combina, au mai rămas grâu. Și le mai duceam acolo. Și pe aia le puneam la umbră. Și într-o zi, stăteau oile la umbră, eu mai, altădată mai ațipeam, mai dormeam câteodată. Și într-o zi, am avut un câine de întors, Boiter îl chema. Cățeaua aia ce mi-a otrăvit-o, aia bătrână, aia a umblat după câine. Și începuse să umble după câine. Și cum am stat eu la umbră, v-am zis, altădată mai dormeam, altădată nu, dar mai ațipeam așa mai. Că stăteau multe ore oile la umbră. Și nu aveam canalul de YouTube, ca să mai mă uit pe el, să mai scriu comentarii, una alta. Câinele tot îmi lătra în continuu, tot îl vedeam că se ridică și tot se cea și lătra. Am ieșit de la umbră, m-am uitat, nu era nimeni. Iar m-am pus jos, iar început să latre câinele. Când m-a ridicat, iar nu era nimeni. Atunci am stat în picioare, fiind plopi și stejar, am stat în picioare și m-am uitat să văd la ce latre el. Unde am mâncat eu mai devreme, a ieșit un lup acolo. Și-o luat-o pe drum, direcția spre unde stăteam, că eu stăteam, oile erau așa puse la marginea unui canal, era o pădure, o lizeră. Și acolo stăteam și eu, dar mai încolo de oi. Și el venea exact înspre oi, înspre mine, că eu în mine dădea prima oară. Când am ieșit prima oară la el, nu mi-am dat seama că e lup, eu am crezut că e un câine. Era mare, avea coada până în pământ. Atunci câinele a început să... Asta când a văzut că câinele tot se dă către el. Aveam atunci două cățelușe mici, din astea ciobănești. Și s-au dus, dar erau căței, le-a fost frică să se bage să... Na, la el. Nici nu mi-am dat nici o seama că el e lup. El s-a oprit așa la o distanță, eu știu cum să zic. La o distanță între mine și el. Poate dacă nu ieșeam afară, venea până lângă mine. A început să... Își arate colții la câini, și-a pus să mâre și s-a băgat în, o trecut prin canalul ăla și s-a dus, că fiind, v-am zis, fiind multă pârloagă, nu știu unde s-a dus el. După câteva minute, pe partea cealaltă a miriștei, la capătul celălalt, mai era încă unul, identic cu ăsta. Ăla mergea, o trecut prin canal și a intrat într-o pădure. Dar nu s-au dat la oi, nu nimic, n-au avut treabă cu ei. Am stat acolo din iunie și până în mijlocul septembrie, când le-am dus la porumb. Dar n-am avut într-o seară să deie, să rupă, sau noi niciodată. N-au venit. Într-adevăr, frământa câinii noaptea, am mai avut încă un câine care nu-l țineam legat la stână, dar nu mergea cu ele. El stătea la vagon, dar nu mergea cu ele. Era de acasă, nu era crescut la oi. Și l-am mai avut și pe Florea, la bătrânul, care îl știți. Dar el, câinele venise după o câteva săptămâni la mine, pentru că l-am dat proprietarului să lege, că el tot venea la mine și am zis să lege, că nu are rost să... Na, e al lui, nu e al meu. Și-o rupt, avea un pălămar la gârlă roz și-o plecat și-o venit la mine acolo, unde am stat eu cu el. Atunci am dus-o rău. N-am avut mâncare, pășunea a fost apa 2 metri jumate, mi-o spart baloții. Gunoiul în țaivan era
ajungea sus la acoperiș. Perioada aia a fost grea. Și într-o zi am întâlnit cu un om de sat, era cu tractorul sus pe la porumb și mă întreabă dacă am probleme cu lupii și dacă am probleme cu lupii și dacă au venit noaptea sau. I-am zis că n-am avut probleme cu ei. Mistrez, căprioare, astea am mai simțit noaptea că veneau, dar lupi, șacal, nu au venit. Și îmi zice că iarnă, în zona aia de unde a ieșit lupii ăștia, el o arată în zona aia și avea un câine cu el. Și ăla prindea șoareci în arătură. Și odată i s-o speria câinele, probabil câinele s-o băga prin rechitele alea pe acolo, și s-o speriat și a venit spre tractor și era să-l calce, a zis. Și în spatele lui au venit doi lupi, dar din locul de unde am zis eu. Dar nu i-am spus la om, da, mi-au fost, am văzut eu, nu știu ce. Nu, n-am tăcut din gură, nici nu mi-am dat seama atunci pe moment. Și după aceea, când mi-a zis el cam locul unde s-a întâmplat faza asta, am făcut atunci, mi-am dat seama că omul vorbește de locul de unde a ieșit lupii. Și am zis că acolo de unde zice el l-am văzut și eu. Dar n-am avut probleme, nu a venit noaptea. Dar v-am zis, a venit până lângă mine. Dar nu o sări să mă mut. Eu fost și când m-au și văzut, s-a oprit. Și după aceea au început câinii mei să latre. O mărei și el un pic așa, a arătat colții. A intrat, de atunci nici nu l-am mai văzut. Și cu șacalii, era în noiembrie. În anul când mi-a omorât, dacă are mă urmăriți de la început, cei care mă urmăriți, a zis că eu am mai avut un câine, fratele lui Gruia. Și Gruia nu avea atunci piciorul, nu avea probleme la picior, cum are acum. Și l-aveam pe Gruia, Florea era mai micuț, Codruț era mic de tot, Bubu era, atunci am luat-o și aveam pe Furnica. Și era la porumb dus cu ele, erau pe o pantă și lângă era o rapiță. Și acolo jos, în ogașul ăla, era o pădure așa. Dincolo era calea ferată și de acolo a ieșit, prima oară eu am văzut doar un șacal. Păi am văzut că erau mai mulți. Și când l-am sumuțat pe Gruia să se ducă, atunci Gruia nu avea probleme. S-a dus, avea jujou la gât. Nu știu până unde s-a dus, că după un timp a venit negru și jujăul la el era plin de mâl, de ceva trecut printr-o apă. Eu am cunoscut zona aia pe acolo, cel puțin până la calea ferată. Încolo nu era apă, nimic, nu știu până unde a ajuns după el. Și a fost faza cu șacalii. Atunci am văzut că erau vreo 3, poate posibil să fie fost mai mulți. Dar eu i-am văzut cum urcau către calea ferată și câinele urca în spatele lor. Dar astea au fost fazele cu șacali. Și am avut o fază cu un mistreț. Că tot o să o pățesc eu cu mistreț așa. E a doua sau a treia oară când dau bot în bot cu ei. A patra oară. Iar așa am mers, era de Sfântul Ilie. Și am mers cu oile pe o miriște. Și la cât erau niște pârloaje, după aia era porumb, după aia era pârloc. Și vreau să mă duc în pârlogul Oland, de după porumb. Și cum am mers eu, m-am dus prima oară să văd dacă pot să trec și așa. Am văzut că e un blat de mistreț, dar cu ceva timp, în vreo oră, două înainte, am auzit cum se rupea porumb. Eu am zis că prima oară că sunt e cineva la ciordit pe acolo. N-am văzut, mâncat porumb proaspăt, cum era iar așa bălăriile mari, odată m-am trezit cu el în fața mea. Noroc că el a fugit, n-a venit spre mine. Și că dacă mai venea și ăla, chiar că mă mușca. Și mai o fază, atunci când mi-au otrăvit câinii, n-am mai avut câini. Ăia de-n toți ne-am mai avut,
Pe ăștia atunci, ai doi, nu i-am luat cu mine. L-aveam pe Gruia și pe Ursul, pe fratesul și pe Florea, dar Florea era mic atunci, cred că avea vreo 2 luni, 3. Și iar așa, am stat jos, la un capăt de porumb. Și la câțiva metri o ieșit, dar nu era așa mare, până dacă avea 100 de kilograme, dar nu cred că avea. I-am auzit când o venea pe porumb, am zis că e vreun câine, nu mi-am dat, sau vreo vulpe, nu mi-am dat seama, iepure, nu mi-am dat seama ce vine prin porumb. L-am auzit cum fâșeau frunzele. Și odată a ieșit, dar mai încolo de mine. Când m-au văzut, s-au speriat, au luat-o la fugă de ruma. Dar și eu, nici n-am mai apucat să mă ridic din locul ăla, am stat pe loc. Când m-am speriat când l-am văzut, n-am avut câini cu mine, oile erau duse mai la vale.